Scumpirile și războiul sunt principalele griji ale românilor și au motive serioase. Vremurile nu sunt deloc liniștite, prețurile continuă să crească înainte de sărbători, iar cele două războaie, cel din Ucraina și cel din Israel, nu par să se apropie de final. Ele generează angoasă, stres și nu în ultimul rând accentuează problemele deja existente, precum depresia. Este o situație pe care nu poți să o controlezi și nu poți să intervii. Asta generează un stres extraordinar produs de această stare de nesiguranță și incertitudine. Frica și incertitudinea guvernează starea de spirit actuală și deciziile de viață, pentru că fiecare persoană anticipează repercursiuni specifice acestor crize generate de război, a greutăților, a privațiunilor, și asta nu aduc decât durere, tristețe, suferință psihică. COVID-ul, războiul și inflația din ultimii ani au afectat enorm starea psihică a populației. Psihologii spun că ritmul alert și stresant al vieții de zi cu zi ne afectează starea de sănătate. Pe lângă suferința interioară, sunt niște factori concreți care influențează viața individului. Inflația, lipsa locurilor de muncă, insecuritatea fizică conduc la un fond psihic tulbure. Această agitație care perturbă calitatea vieții duce la anxietate, la depresie, distrage atenția de la planurile de viață anterioare și duce la o lipsă de sens, pentru că nu știi încotro se îndreaptă lumea.